joacă și simte magia super fotbalului. Superbet, împreună suntem super. Da, bun găsit, doamnelor și domnilor. Invitatul din această seară este unul dintre oamenii care au prins epoca de glorie a lui Dinamo, sau una din epocile de glorie a lui Dinamo. Este vorba despre fostul internațional Ionel Augustin, 34 de selecții și 3 goluri pentru echipa națională, 4 titluri de campion și 2 cupe în tricoul lui Dinamo. Și multe altele, în următoarele 55 de minute, le vom afla pe toate. Bine ai venit, Oneață, eu o să-i zic Oneață, cum îi zice toată lumea fotbalului, și o să încep până ar întreba de unde până unde numele ăsta. Bine v-am găsit și bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. De unde până unde Oneață? Ți s-a mai zis de altfel și buldozerul, nu? Că da, da, așa. Da, pentru că Oneață... eram un jucător de forță și demolam toate apărările care ne întâlneam în campionat. Oneață când vine... zici Oneață, zici o chestie mică, așa, da, că nu mai mic. Oneață vine de la, deci, Ionel Augustin, în cartier, îmi spunea Oni. Și la vremea respectivă, fiind copil în cartier acolo, mi-au trăit... În ce cartier? În Cioplea, Dudeș Cioplea. În Dudeș Cioplea. Cioplea, da. Și prietenii mei, care am copilărit acolo, de la joaca cu zmeurile care erau la vremea respectivă, să făceau și anumite de-astea, turcaflețe, cum s-ar spune, era la vremea respectivă, turcești, cum era, și a făcut un din o foaie de asta, o turcaleață de aia, cu ață de cusut, și o trăgeam pe sus ca să se înalțe ca un zmeu. Și de la Oni, Oneață turcafleață. Da, și a rămas Oneață, da, în cartier. Da, de la jocuri de astea copilărești. Eu am citit, am auzit, mi-a spus ceva, nu știu, că tu ai fost sortit să devii fotbalist, că e o poveste întreagă. Te rog să o spui. Da, într-adevăr, cred foarte mult în destin. Am fost născut în București, la maternitatea Caritas, de acolo am ieșit la ieșire cu mama și cu sora lui mama. Și spre casă ne-am oprit, mama și cu sora lui mama s-a oprit la un restaurant, la Sfânta Vineri. Femei serioase, nu? Da, da. Și la Sfânta Vineri era un restaurant care se numea atunci restaurantul 5 lei, așa îi spunea. Așa. Și am intrat acolo să bea și eu o bere și la un moment dat la masă era echipa Progresul București. Serveau masa de prânz. Probabil că aveau meci după amiaza respectivă, da, sau seara. Și serveau masa și era echipa acolo și mama, sora lui mama fiind în brațe cu mine și mai veselă și mai așa, s-a dus și m-a pus în mijlocul mesei unde serveau echipa Progresul masa. Toată lumea de acolo, doamnă, să vă trăiască, să nu știu ce, să ajungă fotbalist, nu știu ce cu tare. Și băut berea și am plecat. Și am plecat spre casă după... După o perioadă de timp, mama fiind mai în vârstă, nu mai avea sân să mă alapteze. Așa. Și la vremea respectivă, cu mama, o verișoară de-a noastră a născut, tot așa, tot un văr de-al meu care era de vârsta mea, și m-a dus să dea sân la verișoară. Verișoara asta. Și până la ea, acolo unde ajungeam, unde trebuia să ajungem, cu sora mea mai mică, era un teren de fotbal, Maidan se numea, acolo. Și așa. Era iarna, cum era, sora mea care mă ținea în brațe și eram împăturit acolo, fiind zăpadă, iarnă, frig, m-a strâns acolo, dar fiind pledul ăla alunecos că era din mătase. Și m-a scăpat. Și la un moment dat a simțit că nu mai era așa. Și m-a scăpat pe terenul de fotbal acolo. Bineînțeles că a făcut câțiva pași, ningea foarte mult, până s-a întors, mai m-a acoperise zăpada un pic. M-a luat de acolo, m-a dus acasă, s-a speriat săraca, că dacă răcesc, dacă nu răcesc, că nu știu ce, nu s-a întâmplat nimic. Am adus, am ajuns acasă. Ideea e că ai căzut pe un teren de fotbal. Pe teren de fotbal, asta e ideea, că asta e destinul. Una, așa, că am întâlnit echipa Progresul București acolo și m-au pus pe masă, a doua, am căzut pe terenul de fotbal și a treia, la botez, în momentul în care m-au botezat, mi s-au pus niște obiecte pe
tăvița respectivă, ca de obicei, banii, cu mașini, bine, nu erau mașini la vremea respectivă, erau foarte puține mașini, dar puneau alte bijuterii. Și apoi și o minge de fotbal, era 9 lei mingea de fotbal, mi-aduc aminte, era de cauciuc, micuț așa, deci era 9 lei, să, era să găseau la librării, la... Și fiind obiectul cel mai mare, am pus mâna pe mingea de fotbal și l-am luat. Și, și de aici, eu cred în destin, asta cu progresul, terenul de fotbal și cu mingea de fotbal care am ales-o, uite, am ajuns să joc la nivelul clubului Dinamo, la nivel... Da, de fapt, tu ai jucat o vreme și la Rapid, vorbim și despre aia, dar toată cariera sau cea mai mare parte a carierei este legată de Dinamo. Sigur că... Cu care, mai spun o dată, ai câștigat 4 campionate și 2 cupe și ai făcut parte din echipa care a deschis drumul în sensul în care prima semifinalistă, nu? Da. A Cupei Campionilor, în formatul dat atunci, da. Atunci, în 1984. 1984, da. Bun, ajungem și acolo. Spune-mi, Oneață, tu cum ai devenit fotbalist? Bun, ai căzut pe teren, ai stat la masă cu progresul. Erau, așa cum v-am spus, terenul la Maidan acolo, era un parc de aia și tot timpul băteam mingea acolo. Dimineața până seara băteam mingea cu prietenii, cu rude, cu tot ce era în cartierul ăla. În Dudești Cioplea. De acolo m-a văzut că sunt, am avut și puțin noroc din punctul ăsta de vedere, pentru că o mare parte din oamenii la vârsta respectivă lucrau la Dinamo. Erau magazioneri, erau administratori cu terenul, erau lucrători, șoferi la clubul Dinamo, vecini de-ai noștri din cartier de acolo. Și văzând că bat mingea în Maidan, cum s-ar spune, m-au luat și m-au dus la Dinamo. Așa. În perioada asta și am ajuns la Dinamo în 1964, vara, aveam 8 ani și jumătate și am stat 2 ani până să-mi facă legitimație. Eram de la selecție la selecție, era făcută. La vremea respectivă era șeful Centrului de Copii și Junior, tânărul dinamovist atunci, era domnul Petre Steinbach, care era lucrat. Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l odinească, domnul profesor Tima, Dumnezeu să-l ierte, Neafane Stănculescu, Dumnezeu să-l ierte, Neatrian Ivănescu, antrenor cu un potențial extraordinar care au promovat de-a lungul anilor jucători și ea. Și în 84, în 64 am ajuns la Dinamo, a stat 2 ani, în 66 mi-a făcut prima legitimație, după care am avut o ascensiune fantastică, am trecut pe la toate nivelurile, la copii, junior republican 1, tineret și la echipa mare. Deci prin toate etapele. La echipa mare ai debutat de vreme, la 19 ani. La 19 ani. Cu Vâlcea, da, la 5-1 am bătut atunci. În 1974-75 am debutat cu Vâlcea. Auzi, Oneață, dar tu ai fost mijlocaș ofensiv, atacant chiar. Dar ai început ca atacant sau ai început și tu fundaș, portar? La vremea respectivă, când am fost la nivelul Centrului de Copii Junior Tânăr din Amovist, am jucat aproape toate posturile. Noi, când am fost selecționat, nu era grupa mea, dar erau câțiva jucători de vârstă, de leat cu mine, cum ar fi fost Lucuță, Vrânceanu, ăștia care erau deja acolo, selecționați, am mai venit eu, am mai apărut eu. Și până s-a format grupa noastră, noi am făcut antrenamente cu o grupă mai mare, născută în 1954, cu un an mai mare. Așa. Care era antrenor la vremea respectivă, Traian Ivănescu, cu Stoichiță, care era la Roșu, Dascălu, Popescu, la vremea respectivă, la grupa de 54, care au jucat finala de junior republican pe 23 august, fost 23 august, în care au pierdut cu Universitatea Cluj cu 2-1, finala. Așa. De junior republican. La vremea, după care noi ne-am format ca grup, născuți în 1955, și noi în următorul an am jucat finala cu Vagonul Arad, care am făcut un unul. Și ce jucai la început? Eu am jucat toate posturile. La vremea respectivă am jucat și fundaș central, și fundaș stânga, și fundaș dreapta, dar în mare parte mijlocaș. Cine te-a făcut atât? În ultimii 3 ani din activitatea mea, 4 ani chiar, Nea Tinel, Valentin Stănescu, a văzut în mine și cu Nea Naia Nicușor, Dumnezeu să-i odihnească, au văzut că îmi place golul și m-au împins ca atacant, că nu avea cine să joace la vremea respectivă, trebuia să jucăm niște jocuri care... Dudu Georgescu era accidentat, Nemțeanu care venise era accidentat, Iamandi era accidentat,
și n-avea cine să joace. Și, au și atunci te-am făcut atacant. O muncă de lămurire cu mine, că n-am vrut, că am avut impresia că vor să mă scoată din echipă, că de ce mă scoate de acolo, că nu vreau să joc atacant, că vreau să nu știu de ce, ca să-i facă loc și lui Gigi Mulțescu, care venise la Dinamo. Și împingându-mă pe mine atacant, a apărut găsit loc de mijlocaș, o linie de mijloc superbă, cu Stov, Ion Marin, Gigi Mulțescu sau cu Stov, Dragnea, Mulțescu. Deci o linie superbă. Da. Pentru cine nu știe, Ionel Augustin este în momentul de față antrenorul uneia dintre grupele de copii și juniori de la Clubul Dinamo, club căruia i-a rămas fidel. Și cum să a fost și antrenor secund la Dinamo în mai multe rânduri, având ca principal pe, ia, enumără-i tu, da, a fost mult. După ce mi-am terminat activitatea ca fotbalist, am lucrat la Centrul de Copii și Juniori perioada atunci, l-am preluat o grupă de copii născuți în 1978, mi-a dat-o Ionuț Chirilă, care era a lui, el a oprit grupa, avea două grupe, avea un născut în 77, cu Tararache, cu Pete Florentin, care era 75, născut după aia, avea drept, 78, după care, în perioada aia cât am activat la Centrul de Copii Junior, au apărut antrenorii ca domn profesor Hizo, domn profesor Halagian, domn profesor Remus Vlad, care au i s-a dat o listă și să-și aleagă un secund din cadrul clubului, da, din lista Halagian respectivă. S-a prăpădit, Hizo și cu Remus Vlad sunt retrași, da, și Hizo și-a venit la Rapid, n-a mai venit. Și le mulțumesc foarte mult pentru că nu i-am dezamăgit și m-au luat lângă domnilele. Cu care te-ai simțit mai bine? Super. Super, cu toți. Și cu domnul profesor Remus Vlad, cu domnul profesor Hizu și cu domnul profesor Halagian. M-am simțit foarte, da, foarte Remus bine. Remus Vlad mai potolit decât ceilalți doi. Hizu și cu, da, Halagian, da, vulcanici, știți foarte bine, așa. Da, erau niște... La vremea respectivă trebuiau, pentru că fotbalistul român trebuia puțin strunit din mai multe puncte de vedere și domnul profesor Halagian și domnul profesor Hizu îi plăceau disciplina fantastică. Okay. Fără disciplina nu putea... Că să te întrerup, cum spunea Dinu, nouă ne-a plăcut fotbalul, dar și viața. De altfel, scuză-mă, se zicea la un moment dat, Augustin... Da, zi. Da, Augustin spaimasticilor de vin. Pe mine spaimasticilor de vin. Da, exact. Pe mine mă mobilizau chestia asta, că ei credeau că dacă mă țipă și urlă la mine și îmi spune peste asta, mă demobilizează. Sau, din contră, mă știam seara, mamă, să vezi ce o să... strige ea pe teren, pe stadion, Augustin, spaima sticlor de vin, sau Augustin cu nasul gros, parcă ăștia cine? Steliștii erau, steliștii, în general, când erau cu plajele. Așa. Și zic, Doamne, să vezi, și las că mă răiesc, mă fac, nu știu ce, o să-i dau gol și o să-i termin. În loc să te complexeze, te ambiționa. Extraordinar de mult, mă mobiliza fantastic și mă concentram... Ce, nu dormeam noaptea ca să pot să fac, să am o partidă bună de tot, să am o evoluție bună a doua zi, ca să pot să auzonați, dar aveau dreptate? Erai campionul sticlelor de vin? Nu vreau să ne chestia asta, că dar nu eram. Adică mai, nu eram, că mai scăpai în primul rând, nu puteam să fac sport de performanță dacă eram alcoolic sau dacă, într-adevăr, au fost niște ieșiri necontrolate, dar când știam că a doua zi nu aveam antrenament și, într-adevăr, depășeam niște limite, dar nu să mă îmbăt, nu să fiu un conflictual. Eu știu... Da, tu n-ai avut niciun conflict, mediatic, nu, așa, nu. Mediatizat, nu. Major, nu? Da, m-am simțit n-ai atunci, un scandalagiu, să zic, crezând că fac ceva, eu știu acum, da, nu regret că... Și ce beați? În special vin, nu? Nu mai vin. Tărie nu? Nu, niciodată. Tărie n-am... Și beai și cu cei de la, cu adversarii? Cu adversari, sigur cu că da. Eu da, vă spun un secret acum care nu știe nimeni. Nu așa. Știe nimeni. Și din păcate îmi pare rău că nu mai este persoana respectivă, una din persoanele respective, și unul singur mai trăiește, care era și văr cu mine. La meciul cu FC Argeș, când am pierdut campionatul pe Dinamo în 1973, 4-3, 1979, am fost și puțin acolo, a zis că am vândut meciul, în ghilimele de rigoare. Așa. Că ne-au bătut cu 4-3, că au fost niște discuții. A fost meciul de gloria, da, lui Dobrin. Ne-au bătut lui Dobrin, exact. Și aveau informații la vremea respectivă că aș fi fost un ăsta, ceea ce nu a fost nimic adevărat, că am fost verificat. Între timp ce îmi făcea percheziția acasă la
stăteam la Bucurobor, la apartament. Eu eram la Șpriț cu Ivan și cu Ivan Vărumeu, care e un văr, dar Ivan II, și cu, și cu Dobrin. Deci, după meci. Și ți-au făcut percheziția acasă? Da. De ce? Ca să găsească bani? Să găsească bani, ceva de genul ăsta, da. Ceva care să fie... Să aibă ei ceva. Da, în general erau cu ochii pe voi, așa? Adică te urmăreau? Nu, nu. Dar era foarte simplu, domnul Ovidiu, să afle. Ei nu știau de toate atunci. Nu știau cine e corect sau cine nu e corect. Dar a fost așa un val prin chestia asta. Nu, stai, că asta e prima oară când o spui. Da, pe... Bun, și au venit acasă, am avut două situații, dacă vă aduceți aminte, și nu le-am marcat. Și crezând că, vezi, Doamne, nu le-am marcat, că am fost... Ai ratat în două situații. În două situații, da. Și că a fost, crezând că a fost... Păi tu erai la Șpriț și acasă cine era? Păi nu știu, acasă nu era nimeni. Da, da, și au intrat, erau, da, și nu era? Probabil că au intrat, aveau metodele lor. Nu, asta e o problemă, nu cred. Auzi, Oneață, dar Pantera Roz, buldozerul și Pantera, da. Pantera Roz de unde? Erai fâșneț, așa, de ce? Probabil, da, probabil că tot de la agresivitatea pe care o împărtășeam în timpul jocului, care o dădeam, atenție, deci atitudinea care o aveam, determinarea, ambiția, îmi doream foarte mult întotdeauna, în toate jocurile mi-am dorit să câștig. Și vreau iar să fac o paranteză aici și chiar e foarte interesant ce spun, pentru că dacă jucam cu orice echipă din provincie, îi vedeam numai în față pe steaua. Deci jucam cu Jiu, jucam cu Hunedoara, jucam cu Târgoviște, jucam... Eu ziceam că joc cu Steaua. De ce să mă concentrez la maxim să pot să am randament bun, să pot să joc, să dau goluri? Numai cu Steaua. Și zic, iar joc cu Steaua, iar joc cu Steaua, iar joc cu Steaua, iar joc cu Steaua. Uite, eu n-am un inventar de ăsta. Da, știi câte goluri ai marcat cu Steaua? Cu Steaua am marcat vreo până în 10, dacă 7, 8... Dar în total am 120 de goluri aproape, marcate. Spune-mi, dar ai avut vreodată vreo ofertă de la Steaua? Da, sigur că da, dar am avut două, nu una. Așa, ia spune. Două, am trecut. Una... Hai că poate te transferăm acum. Una, da, nu, că nu știu, să clar de tot, eu sunt... N-ave, e de la Steaua la Dinamo, da, dar noi de la Dinamo, nu. Că noi reprezentăm într-adevăr clubul Dinamo cu... Deci mi-a venit ori de încorporare, în 1973-74. M-am dus la comisariat la vremea respectivă, mi-au făcut toate analizele, tot ce se putea face atunci și a zis, vezi că o să-ți vină ordinul de încorporare, du-te acasă. În momentul în care am plecat de la comisariat, m-am dus a doua zi dimineața, tata fiind pensionar, a venit un jeep cu doi colonei. Așa. Și s-a interesat. Unde este copilul dumneavoastră, cu tare, știm că e jucător, uite, noi am venit să încorporăm, să-l ducem. Tata s-a speriat un pic, că și caută jeep militar să vină să... Astea. Când am venit acasă, bă, ce ai făcut? N-am făcut nimic, nu știu ce. Deci în momentul în care, dacă mă găsea acasă, mă lua în mașină și mă ducea la Steaua. Te încorpora pentru Steaua. 100%. 100%. Așa. Și tot atunci mă forța să semnez, că eu deja eram, devenisem cu nume, jucasem în echipa națională de juniori, jucasem în echipa națională de tineret, deci aveam, eram deja în nume la nivelul respectiv. Și deja mă luau și mă încorporau și trebuia să semnez cu ei, că mă trimitea pe unde? Pe la Sighetul Marmace să fac armată. Mă țineau pe la unitățile alea militare pe acolo până semnam, sau probabil eu știu ce se întâmpla, dar trebuia, mă forța să rămân la Să joc la Steaua. A doua zi dimineața, când am fost informat de tata că au venit ăștia să ducă, m-am dus la domnul colonel Turtureanu, era la vremea respectivă, la Dinamo, da, vicepreședintele secției de fotbal. Și m-am dus la dânsul, i-am spus, toată școlea îmi permite să raportez cu tare. Era protocolar, că trebuia să vorbesc, că așa era, eram obișnuit și învățați. Și dar ce s-a întâmplat? Zic, păi uitați, a venit... două persoane cu un jeep acolo, m-am dus și la comisariatul. Da? Aoleu, cum? Bine. Bagă mâna în sertar, scoate un jurământ și mi-l pune să-l citesc în față. Și am citit jurământul în fața domnului colonel Turtureanu și zice, gata, ești angajat serge major, du-te la antrenament. Și am scăpat. Și așa ai căpătat... La urmă ai urcat, ai... Da, și după aceea am urcat. Și ai ieșit la pensie colonel, nu? Și am ieșit la pensie, da, am ținut foarte mult de grad. Da, mi-a plăcut foarte mult. Mă rog. Și, da.
că aveam oferte și eu la vremea tu respectivă. Tu având cu totul câți ani la Dinamo, ai calculat? Da, dar dacă din 64, de la Centrul de Copii și Junior Tânărul Dinamovist până în 1986, sunt vreo 13 ani, nu? Numai la echipa mare. Da, după care ai rămas ca antrenor și nu știu. Da, da, da. Auzi, Oneață, hai să ne întoarcem la Dudeș Cioplea. Când veneai, am citit undeva, mi-a spus ceva, când veneai, producătorul emisiunii ăsta, colegul meu Crăițoiu, el inventează toate poveștile astea, că nu plăteai bilet pe tramvai, ce vă, te urcai? Da, este într-... adevărat, este adevărat. Cum? Când eram la grupele de copii a centrului, veneam cu tramvaiul 27-26, care venea spre Dinamo. Așa. La mine, din Cioplea, de acolo, din Dudești, erau vreo 7-8 stății de tramvai care... Și la vremea respectivă mai făceam o vânzare, că noi fiind zarzavagii în zona aia, cei mai mari zarzavagii... Da, știu, eu am un prieten cei bun mai mari care, zarzavagii am fost care a crescut, care da. A fost ziarist, care a plecat în America, Vladimir Moraru. Cartierul Dudești a provizionat toată capitala cu zarzavaturi. Și la erau și mulți bulgari, parcă. Bulgari. Tu nu ești bulgar. Ba da. A, la, la mine, da, sigur că da, la mine se vorbea numai bulgărește, un dialect mai așa. Mult în cartier. Toate rudele mele, am fost acolo o comunitate. Și tu știi bulgărește? Da, dar n-am mai vorbit de mult. Toți am învățat zasada, narușenie. Da, coco pravo, șubo, dai boji na zdrave, adică dai să dea Dumnezeu sănătate. Niște... Da, și foarte mult. Și acum încă se mai vorbește, și sora mea vorbește bulgărește. Și era un dialect. Și la vremea respectivă mai vindeam zarzavatul, vindeam ridic de lună, vindeam alea. Le și vindeai tu sau familia? Da, le luam din... Vindea și familia, dar le vindeam din grădină, luam din grădină ca să fac rost de bani să mă duc cu... Am înțeles. Și la un moment dat n-am mai făcut rost de bani, că n-am mai vândut... Și n-aveam ce să fac. Și atunci m-am suit în tramvai, m-am dus lângă vadmanul respectiv acolo și la fiecare intersecție trebuia să schimb macazul. El trebuia să se dea jos, să ia ăla să schimbe macazul, să meargă mai departe. Și la un moment dat nu i-am prins firul, nu știu ce, și am spus, nu mai vă dați jos, las că schimbăm noi macazul. Și bine, copile, ia asta, uite, du-te acolo, trăgeam de aia, schimbam macazul. Câteodată veneam și cu el pe remorcă în spate, de pe tampoane. Ne agățam de tampoane să ajungem până la stadion. Până la 90 ani a fost asta. Ne astuiam. Și la un moment dat a venit controlorul. Și a venit biletele la control. Bineînțeles, eu n-aveam bilet, nu știu ce. Și la un moment dat a văzut vadmanul. Ce, nu lăsați copilul că mi-a schimbat macazul. Da, bine. Era ajutor de vadman. Da. Bun, hai să discutăm acum. Nu discutăm dacă Dinamo scapă sau nu de retrogradare, că... Să vedem, ar fi, eu rămân la părerea că ar fi păcat pentru fotbalul românesc ca Dinamo, o echipă cu palmares, să retrogradeze. Dar la urma urmei, cum să spun, au retrogradat și echipe mai cunoscute decât Dinamo și nu s-a făcut gaură în cer. E treaba lor să scape. Tu ce crezi, scapă ori nu? Nu, eu zic că nu. Nu, e greu. Cu un asemenea atitudine care au anumit jucători care sunt acum în cadrul lotului, nu cred, sub nicio formă. Îmi pare rău că spun treaba asta, dar nu cred. Să dea Dumnezeu să greșesc. Este foarte dificil. Păi mai sunt 6 jocuri, dacă nu mă înșel. Da, mă rog. Zi-mi altceva, Oneață. La voi, la centru, acolo. Bun, de ce am reținut? Tu ești mai degrabă sceptic privind viitorul lui Dinamo. Ăsta Cortaserul l-ai cunoscut, l-ai văzut ăsta? Când s-au făcut prezentări atunci la Săftica, l-am văzut și noi, când au fost invitați mai mulți colegi de-ai mei la vremea respectivă, cu Contra, când a fost și prezentat, atunci l-am cunoscut, dar atunci nu l-am mai văzut și nu l-am văzut niciodată. Da, mă rog, n-a fost prea serios din câte sub nicio formă, pentru că să vezi, să știu lucrurile. A băgat niște bani după care a dispărut. La început, după care a dispărut și după aceea a păcat că a promis că săptămâna asta, știi și foarte bine, spunea că vii cu banii săptămâna asta, până a trecut și a venit. Și n-a mai venit deloc. Au trecut săptămânile și... Dar
ai lucrat și cu Negoiță, ai lucrat, nu? Da, 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 am fost la departamentul scouting în momentul în care domnul Negoiță a preluat echipa, atunci cu domn profesor care Anghelache. Și cum te-ai bine, bucurit? Bine, foarte bine. Am fost cu domn profesor Anghelache, care mă cunoștea foarte bine. Am avut o contribuție destul de importantă la vremea respectivă, fiind și antrenor la echipa națională de junior la vremea respectivă. L-am convins pe Rotariu și pe Șerban, care din păcate îmi pare rău acum că l-am încurcat pe copilul ăsta. Am avut o contribuție să-i conving să vină la Dinamo. Și am convins prin domnul Anghelache, care îi mulțumesc foarte mult, un om deosebit, și atunci am rămas la departamentul scouting la o perioadă de timp. După așa, care... deci n-ai avut contacte directe cu domnul Negoiță, nu. Am înțeles. Dar, din păcate, în momentul în care, acum o spun cu mare regret, domnul Ovidiu Ionicea, de ce? Pentru că în momentul în care s-a mutat birourile de la clubul Dinamo, de la CSE Dinamo, unde Dinamo avea... De pe Floreasca, de acolo, din de pe Floreasca, care a Floreasca. Ștefan cel Mare. Nu, Floreasca era lângă spital. Așa, aici Ștefan cel Mare, erau... Nu, Ștefan cel Mare, în clădirea... Așa, în clădirea de lângă acolo intrare. Acolo erau birourile pe timpul lui Borcea, Cornel Dinu, care era președinte clubului la vremea respectivă. În momentul în care s-a mutat la Arin, noi ne-am pierdut identitatea. Din toate punctele de vedere. Pentru că toate lucrurile care veneau la clubul Dinamo, în incinta clubului Dinamo, veneau conducători de la alte echipe, discutau de transferul, de posibilitatea de asta, plus faptul că echipele adverse care vineau și jucau cu în groapă, că știți foarte bine și lozinca aceea, cine intră în groapă fără patru nu pleacă, da. Deci lucrurile... Deci în momentul în care ai plecat de acolo și numai pentru că echipele care veneau le era teamă de jucători, de echipă, plus că mai făceam niște lucruri care... Să mai știți bine de tot, că trăiau cu impresia că arbitrajul nu știu ce vă nefavorizează, că nu știu cu tare, că în plus că aveam și echipă și atunci le cădea greu. Deci numai faptul că ați plecat de acolo nu i-a mai speriat pe adversari. Nu m-a speriat pe niciunul. Păi, dar am avut colegi, am curățit prieteni la Craiova, care îmi povestea acum, ne întâlnim cu Sorin Cârțu, care e un prieten extraordinar, felici și mă bucur că... Și ne întâlnim și îi spune, băi, când veneam în groapă, nouă ne era frică, care avea o echipă senzațională, Craiova. Craiova, maxima echipă de super valoare. Super valoare. Și când ajungeau să joace în groapă, era târșeală. Da, da. Auzi, ai zis... Și noi la fel. Ai zis Borcea, ai zis Dinamo, ia, caracterizează-i. Dinu, Borcea acum. Ce să spun... Trup și suflet pentru Dinamo, trup și suflet. El a participat la Victoria, a jucat acolo la tineret, iubea foarte mult Dinamo, a venit pe lângă, la vremea respectivă, pe lângă Emil Ursu, pe lângă Nea Cornel Dinu, pe lângă mine. Am avut și o contribuție la vis-a-vis de asta, la un joc pe 23 august, fostul 23 august, el fiind dinamovist, a venit la intrare, la stadion. Așa. Și nu prea dădea voie, știți că nu se dădea voie. Și la un moment dat au coborât toți colegii mei din mașină, eu am rămas ultimul. Și la Nea Augustine, sau cum spunea atunci, vreau nu știu ce, și am dat geanta mea ca să pot să-l bag în la meci, să intre. S-a bucurat enorm de mult. Era, ce să vă spun, ceva... deosebit. Și de fapt, de un băiat, un mare suflet și un mare caracter și un conducător foarte bun. Oneață, poți să spui că Borcea ți-a dus geanta. Da, 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 da. Dar eu am făcut-o sub formă ca să-l bag la meci. Da, 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 da. Nu să-mi o care, că nu am acceptat. Pentru că și eu mi-am făcut ucenicia, domnul Ovidiu Ionițoaia. Eu la un moment dat, când am fost promovat la echipa mare, așa? Și a fost, eu aveam vreo 7-8, pe ce lăsam pe Dumitrache, pe Dinu, pe Radu, nu vai pe Lucescu să-și ia agențiile când plecam în deplasare sau ne întorceam din deplasare? Niciodată nu și-au cărat agențiile. Nu îi lăsam noi, nu că nu vreau ei. Și aveam câte deci nu vă cereau ei. Sub nicio formă. Noi, Nea Cornele, Nea Mircea, Nea Radu, Nea Răduțu, lăsați că care eu dau de la aeroport la mașină sau de la mașină la avion. Noi le căram, noi le puneam, noi le luăm. Nu îi lăsam sub nicio formă. Era o mândrie pentru mine. Și nu numai eu, și Ion Marin, și Lucuță, și Vrânceanu, și Custov.
Da. Nu. Și are cui gen? Deci Dinu... Deci, tot, nu îi lăsam pe niciunul. Era Dinu, Lucescu, Radu Novarec, era Andeleanu, Sădmăreanu 2, Alexandru Moldovan, Dudu Georgescu. Deci nu îi lăsam să-și agențiile, nu îi lăsam. Ei săraci, nu le cărați voi, le cărăm noi. Ne ducem noi. Bun, eram... Băneață, și când ai devenit tu vedetă, geanta... Tot căram. Eram în echipa națională, în mare, și tot le căram gențile. Mi-era mi-era și rușine să ajung. Eram în echipa națională și stăteam lipit de vestiar, de atâta respect vis-a-vis de... Niște valori. Dinamovist, valori. Super valori. Și super oameni. De o modestie și de... E fantastic, fantastic. Pe nu întâmplător am ajuns noi aici, pentru că am avut educația asta respectivă și am fost promovați la vreme în 75 încoace vreo 7 jucători. Bun de tot, foarte bun, dar nu toți în grup. Dar aveam lângă cine să creștem, domnul Ovidiu. Aveam idoli, aveam niște valori. Modele, exemple. Modele. Și noi ne concentram la maxim să nu greșim, ca să nu ne certe, să fim acceptați. Și de-aia aveam evoluții bune. Și era la vremea respectivă, a promovat Dobrou în 73, 72, 73, când a făcut retragerea Nelu, nu vrea Dumnezeu să-l odihnească, un om deosebit și Nelu, care i-a dat tricou cu numărul, singura retragere în fotbalul dinamovist a fost al lui Nelu Nuvailă și al lui Cornel Dinu. Dar Cornel Dinu nu și-a dat tricou cuiva să-l ducă mai departe. Da, da, da. Dar Nelu Nuvailă l-a dat cu specificația lui Dobrou. Dobrou, un fotbalist dinamovist super și un băiat de caracter. Și un da, vezi, nu s-a realizat așa ca alții. Păi, dar a jucat la echipa națională. N-au avut rezultatele respective, dar au câștigat și campionate, au câștigat cupe. Dar un băiat de mare factură. Până să ai că ne întoarcem. Zim, să terminăm cu Borcea. Crezi că dacă s-ar întoarce, ar face bine pentru Dinamo? Cu siguranță. Cu siguranță. În cel mai scurt timp îl va face. Păi bun, dar a declarat că nu mai vine. Da, asta e. Te-am provocat eu. Dar știm și noi, dar cu siguranță. Mâine, dacă vine, eu spun că în o lună, două, deja creează o stare de spirit bună, o aduce. Am înțeles. Pentru dar Dinu? Dinu, știi, Dinu nu te-a certat el niciodată, așa? Băi, m-a certat de mă... Ce zice? Orice ceartă... Tai din gură, băi, bulgare, că n-ai dreptate, n-ai aia, nu știu ce, cu tare. Dar era, ce era? Eu îi spuneam împăratul. Excelență îi spuneam, de 73, 74, 75, împăratul îi spuneam și lui și lui Dumitrache. Eu îl divinizez pe Cornel. Dau cuvântul meu de onoare. Pe el ne-a transmis starea de spirit și această agresivitate în sensul bun al cuvântului. De asta. Când îl vedeam pe Cornel că intră pe teren, și când vedeam ce face, nu venea, trebuia să facem și noi mai rău ca el, mai sus. Deci așa ne, parcă ne injecta. Da. Un om deosebit, un caracter. Bine, ne-a certat el de-a lungul anilor. Ați văzut că și pe Gigi și pe Adone și pe aia a avut declarația aia neinspirată care, într-adevăr. Dar ăsta e Cornel Dinu. Ăsta e Cornel Dinu. Noi știm despre ce este vorba. Gură bogată, dar suflet bun. Domnul Ovid, deci mergeam la șpriz cu el, făceam tot așa, aveam grijă, eu nu beam. Așa. Și mergeam la șpriz. Tu turnai în pahare. Eu turnam, da, puneam pahare, spălam acolo, le strângeam. Și vă spun, vă dau cuvântul meu de onoare, când era jucător, parfum de băiat. Parfum, îl divinizai, ce vorbea, cum vorbea. În momentul, în două secunde, îi vine să-i dai cu ceva în cap, că s-a luat de tine. Deci ăsta e Cornel Dinu, da, jos pălăria pentru cea, activitatea lui și pentru ceea ce a făcut pentru fotbalul românesc și dinamovist. Joacă și simte magia super fotbalului. Superbox, împreună suntem super. De ce grupă de copii ai acum? De care răspunzi? Până acum două săptămâni am răspuns de grupa de 2004, născuți în 2004, așa? De 17 ani. Condiții sunt? Nu. Din păcate nu. Adică ce n-aveți? Absolut nimic. Aveți de toate, dar de fapt n-aveți nimic. N-avem nimic. Din fericire pentru noi, centrul de copii și juniori al clubului Dinamo,
au produs în permanență, dar au avut situații foarte penibile. Nu aveau să facă antrenament, făceau pe închiriau la Granitul. Au adus înapoi la Dinamo, trebuia să plătească. Unde? În Pantelimon, în Pantelimon, da, și toate aproape. grupele, da. Și aproape de la Dinamo. Copii am pierdut noi, numai că faptul că ne-am uitat în Granitul, că toată lumea venea pentru că aveam, era în centru, da. Aveam mijloace de transport care veneau la copii și făceau antrenamente. Deci și am pierdut foarte mulți copii, că i-au luat de la Dinamo când ne-am mutat la Granitul și i-au luat și i-au dus la Academia Voluntar, la Academia Clinceni, la Academia Chiajna, la Academia care s-au format, plus la Hagi s-au mai luat. Acum am înțeles că Gigi Becali, jos pălăria, pentru el a mai luat câțiva copii buni acum. Auzi, Oneață, dar bun, dar restul, echipament, n-aveți teren? Nu, nimic, nu, total nimic, zero, zero. Zero, zero. Păi făceam, aveam grupă Gică Mihali Under 19 și o Under 17 la elită. Și aveam trei mingi amândoi. El făcea primul, eu făceam al doilea. Fiecare o minge jumătate. Păi cuvânt onoare, vă spun cu asta. Dar din fericire pentru noi, noi în tot timpul am... Dacă vă fac o listă acum cu grupa de 90-92.000 antrenată de Bratu, jos pălăria pentru ce a făcut atunci, jucători... Foarte mulți s-au promovat. Foarte mult au promovat, dar nu la Dinamo. Aproape toți. Dar nu la Dinamo. Nu la Dinamo, domnul Ovidiu, care durerea mare de tot, cel puțin 5-5 erau jucători de bază la ora actuală la Dinamo. Auzi, Oneață, cu salariul cum stați? Salariul tot așa. Fac eforturi deosebite de DB-ul și încearcă să rezolve problema. Au fost neplătiți de vreo 5 luni de zile, acum avem iar vreo 4 luni. Dar noi înțelegem fenomenul și știm despre ce este vorba, că nu este posibilitate, nu este potență. Ei de-abia fac să asta din păcate. FCSB-ul a pus pe picioare o academie jos pălăria. Dacă pălăria. Vine vreo ofertă? Niciodată. Poate să-mi vină să-mi dea toți munții de bani. Nu mă duc la Steaua. Nu mă duc nici să mă... Nu pot. N-am cum. Eu n-am fost la niciun meci al lui Steaua, mă credeți? De când m-am lăsat de fotbal, nu. Vorbești de FCSB sau de Steaua? FCSB sau CS Steaua. Pentru tine e același lucru. Vă dau cuvântul meu, doamne, încă o dată să vă spun. Nu poate să-mi dea mulți de... Dar jos pălăria pentru ce au făcut, ce fac. Pentru Gigi, orice mi-ar spune despre Gigi Becali, oricine, dar este un afacerist superb. Și mi-a dovedit treaba asta și nu numai mie. Când a fost cu Stanciu, dacă vă aduceți aminte, a avut o ofertă că îl dă cu 1 milion, că 2 milioane, domne, nu-l dau. Îl dau cu 10 peste un an. Și cu 10 l-a dat peste un an. Da, auzi... Jos pălăria, bravo lui. Nici când joacă FCSB-ul la televizor, nu te uiți? Nu. La niciun meci în lor? Cuvântul meu, Dunare, dacă m-am uitat. Jur, nu vă mint. Nu m-am uitat. De când m-a lăsat de fotbal, nu mai. Nu m-am uitat la jocurile lui Steam. Da, te cred acum, ce pot să zic. Ce să dar hai să vorbim un pic. Asta nu înseamnă că nu-i respect. Asta nu înseamnă că nu laud ceea ce fac. Da, într-adevăr, este o echipă superbă. Domină campionatul nostru. Un jucător de valoare, au arătat. Cine câștigă campionatul, așa, pe scurt? Cluj, din punct CFR-ul. FCSB domină și Cluj da, câștigă? Da, bine, au luat valoros și unii și alții, dar parcă mai închegat este al Clujului. Auzi, Oneață, hai să vorbim repede de rapid, că vreau să ajungem la momentul ăla de vârf și al lui Dinamo și al tău, semifinala de Liga, de Cupa Campionilor 1984, an în care ai fost cu echipa națională și la turneul final, da, nu? Da, din da, Franța, da. Cu antrenor Mircea Lucescu. Bun, zi de rapid, cum ai ajuns tu dinamovist, deci, jet pe jet în la 1986 rapid? S-a ajuns la concluzia, a venit Nea Mircea Lucescu și i-a zis să... și m-a preluat la Victoria București. Au vrut să mă dea în schimbul la Iași cu Nemțeanu, a fost o conjunctură, nu știu ce. A intrat pe fir atunci Nea Mircea și l-a luat pe cămătarul de la Craiova casa asta și m-a dat pe mine la Victoria București. În 86-88 am jucat la Victoria. În 88 a venit domn profesor Halagian, antrenor. La Victoria. La Victoria. Și n-a vrut să mă oprească. În schimb, ce a zis Halagian? Bine, n-a zis că nu are nevoie de mine, nu știu ce. Probabil că a avut o discuție cu domnul Bărbulescu, Dumnezeu să-l iasc la vremea respectivă și a zis, domnule, renunț la serviciul lui Augustin. Și bine, atunci hai să facem, îl vrei pe țâră, da.
Și atunci a dus Pățâră la Dinamo și eu m-am dus la Rapid, că a atras foarte mult Liță Dumitru. Deci a fost un schimb Augustin Țâră. Țâră, da. Dar a atras foarte mult domnul Liță Dumitru, a atras foarte mult de mine, m-a apreciat foarte mult, m-a și îi mulțumesc mult de tot din punctul ăsta de vedere. Și a zis, ai, vină încoace cu mine, mă ajuți și o să te iau și secund lângă mine. Și zic, da, bă, bun, mi-a făcut o ofertă nealiță, avea garanție, jucător de super valoare. Și... jucător mare, nu? Jucător mare. Și la vremea respectivă, după vreo două săptămâni, după ce am semnat contractul, Liță a rămas în Germania. În Germania și n-am mai putut să continui, dar a rămas că semnasem contractul cu Rapidul și a venit Nea Ilie Greavu cu Pop, antrenor. Și Pop a venit Motroc. Și cât ai stat la Rapid? Un an. Un an. Un an întreg, adică foarte mult. Sezon întreg? Un an, da, chiar le mulțumesc foarte mult, am fost foarte bine primit, toată lumea s-a speriat. Vezi, Doamne, că da, întotdeauna noi am avut o relație foarte bună cu Rapidul și în momentul în care am îmbrăcat tricoul Rapid, vă dau cuvântul meu de onoare, este a doua echipa mea de suflet și le mulțumesc mult de tot rapidiștilor la vremea respectivă și acum, care Farții Corsicanu, care m-au apreciat, Ion Cojoacă era unul sufletist care era, Machie, mulți erau care la vremea respectivă și auzi, mi-a făcut datoria. Galeria lui Dinamo mai frumoasă decât a Rapidului sau invers? Eu zic amândouă. Eu zic amândouă. Mie îmi plac amândouă. Vă spun sincer, dar Dinamo într-adevăr s-a a depășit-o pentru că au făcut acele cum să numesc în termenul cu pe Arena Națională cu... Da, bine. Acum galeria lui Dinamo, suporterul lui Dinamo au făcut pentru club mai mult decât, decât toți. Super, pentru super. Că dacă încă supraviețuiește, clubul e datorită suporterilor. Sigur, da. Că altfel probabil că jos pălăria pentru ceea ce fac și într-adevăr ne respectă fostele glorii, deci niște lucruri care... Se poartă frumos cu voi, nu? Se poartă frumos, da, da, da. Foarte frumos. Deci nu au fost probleme, nu sunt probleme. Bine, doar că chiar încearcă să salariile nu prea vin la da, timp, da, dar asta nu e. Știi cum se zice? Să ai să iei, că o să iei când. Bineînțeles. Când bine, dar când... eu nu mi-am pus problema când am acceptat să viu la Dinamo să antrenez, că știam că sunt problemele financiare, știam despre ce este, dar numai că vreau cu experiența pe care am acumulat-o și care am avut-o ca a fost fotbalist și ca antrenor, să pot să ajut centrul de copii și juniori prin promovarea unor tinere talente care, într-adevăr, în permanență, așa cum ai spus, produce. Da, deci da. Aia era altă, cum să spun, alt slogan al tribunei Augustin cu nasul gros. Parcă-i Pantera Rus, da. Pantera Rus. Da. Asta era una din cele mai dulci. Și mai era una, mai zic, că mai era una. Vine, cum era aia... Uite, acuși, 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 vă rezolvă lăcătuși. Da, stați puțin, că vă rezolvă Augustin. Stați puțin, că vă rezolvă. Și de aici au preluat, astea țipau galeria noastră, suporterii noștri, stați puțin, că și pomă ce aia, stați puțin. Da. Hai discutăm de 84, deci eu mă aduc aminte că am fost și eu de bara ta de la Liverpool, deci pentru cine nu știe, în 84 Dinamo a ajuns până în semifinalele formatului de atunci al Cupei Campionilor, a pierdut la Liverpool cu 1-0 un meci în care Augustin a avut un șut în bară și acasă cu 2-1. Cu 2-1. Deci două înfrângeri, dar pentru vremea aceea când Liverpool era echipa cu Dalglish, cu cine mai era, ia zi? Păi da, era formația... Ian Raș? Era da, Grobelar în poartă, Neil fundaș dreapta, Lorenzen, Hansen, Kennedy... Semili, Johnston, Magat, nu Magat, pardon, Dalglish și Ian Raș. Ian Raș, Dalglish și Olan. Așa. Erau atunci echipa națională aproape a Angliei. Cum a fost bara aia? Eu mi-aduc aminte ca acum. Da, nu. Ai scăpat singur la un moment dat? Da, a fost una din cele mai mari regrete ale mele din carieră. Dar nu întâmplător am ajuns acolo, domnul, și dacă mai avem timp să... Da, te rog, avem timp. Nu întâmplător am ajuns acolo, că vine în urma unor munci colosale în urmă, din urmă. Și de ce spun treaba asta? Pentru că aveam o echipă foarte bună cu jucători de valoare pe compartimente, toate compartimentele. Portar, fundaș,
Ia, spune echipa. Hai, sunt de acord, știi. Moraru a fost la vremea respectivă. Redni, Nicolae Andone, Ion Marin, Stănescu, Dragnea, Mulțescu, Custov, Țânlar, Augustin Orac sau Augustin Mulțescu, Custov, Țânlar, Dudu Orac. Deci lucruri, jucători de super valoare, dar nu întâmplător, că de-aia vă spun că nu întâmplător. Pentru că eram foarte apropiați de vârstă. Jucam, da, erați cam aceeași generație. Aceeași generație. Jucam împreună de 5-6 ani cu unii, de 8-9 ani cu alții, mai în spate. Și aici mă refer la Ion Marin, la Custov. Săpăligă. Da, un jucător. Dar noi nu luam gol, domnul Ovidiu Ianuțea. Noi nu luam, aveam portat pe Moraru și pe Eftimescu care nu luam gol. Aveam o siguranță fantastică. Linia de apărare superbă, cu Mărginean, a jucat și el fundaș dreapta, a jucat un jucător bun de tot, ce la vremea respectivă. Deci nu luam goluri. Aveam o linie de mijloc foarte mobilă, tehnică, talentată și în față, nu mai spun, jucător de excepție. Vlad Nicușor, care a venit, din păcate, a rupt piciorul Fodor. Vlad, un băiat care în scurt timp ajungea la echipa națională dacă nu-i rupea piciorul. Un băiat cu mari calități tehnice și inteligent și foarte, foarte bun. Și de-aia, și nu întâmplător, pentru că, și de-aia vă mai spun și fac o paranteză, pentru că au deschis culoarul pentru rezultatele importante, au fost Craiova, maximă. A jucat semifinala, un an înainte, în semifinala Cupei Cupelor, cu Benfica. Da? Tot împreună au jucat, erau de 5-6 ani împreună. Făceau meciuri, pregătire, făceau în țară o pregătire centralizată, după care plecau în străinătate. În Franța, în Germania, jucau cu echipe foarte bune, meciuri amicale. Pe urmă, Dinamo a venit, jucam numai în Spania meciuri amicale, făceam perioada de pregătire iarna, ianuarie. În februarie plecam în turnee în Spania și jucam cu echipe foarte puternice. Lucescu. Cum? Lucescu era antrenor, nu? Nu, Dumitru Nicolae Nicușor. Dumitru Nicolae. Da, zi-mi altceva. Jucam meciuri puternice, în meciuri amicale puternice și ne băteam de la egal pe urmă în cupele europene, că jucam cu ele. Pe noi înainte să jucăm cu Liverpool în Liga... Ați eliminat trei echipe, nu? Da, dar am jucat un turneu în Spania de trei cu Liverpool și cu Valencia. Turneul Reginei Maria atunci a invitat de Real Madrid, că noi aveam o relație foarte bună cu Real Madrid. Ne invitam în fiecare pauză, în fiecare... Asta ne invita la aici. Ne jucam jocuri, turnee în trei sau jocuri foarte multe. Și de atunci am jucat cu Liverpool și ne-a bătut 3-2 într-o finală în Spania, la Madrid. Da, și până la Liverpool, pe cine ați eliminat? Ia spune. Păi da, am scos pe Vålerengen, primul joc. Exact. Am jucat al doilea joc cu Hamburg. Păi m-am scos pe Dinamo Minsk. Și păi m-am jucat finala cu... Și aveam o încredere extraordinar de mare că ne jucăm finala. Așa încredere am avut în lotul ăla încât nu vă puteți imagina că puteam avea rezultate. Că noi am jucat și am dat goluri aproape în toate partidele din deplasare. Singurul unde n-am dat a fost la Liverpool, care dacă eu dau gol acolo, da, șansele sunt enorme. Una se povestește faza aia. Da, a fost o respingere din apărare, am preluat-o la jumătatea mea proprie, care am depășit ambii fundași pe Jacobs și pe Hieronymus, pe Lorenzen și Hansen, pardon, că fac o confuzie, că erau la Hamburg. Și i-am depășit, am trecut prin ei, am luat la viteză. În momentul în care am ajuns spre... Ieșit Grobelaar? În momentul în care mă ceam perpendicular pe poartă, m-am dus să-mi deschid unghiul ca să pot să-l scot pe el din... Ce gândeam în momentul ăla. Să-l scot pe el din suprafața de porții, un pic. Ca să pot să-mi deschid unghiul, să pot să dau gol. În momentul în care m-am dus puțin în lateral stânga să deschid unghiul, să dau... Am dat pe lângă el în... artă, dar am deschis latul foarte mult. Prea tare. Prea mult m-am dus cu unghiul. Și am lovit-o și s-a dus în bară. Că dacă închid un pic latul, mingea se duce în plasa laterală. Dar și așa am dat bine. Asta dintr-o săritură de un smoc ce era pe acolo, scuzați-mi expresia, a sărit în bară. Din bară a venit mingea în teren, Țânlar a sărit de bucurie în sus, că a văzut că e gol. În loc să urmărească faza și să vină să o bage în poartă, poate o băga în poartă că era goală. Că nu mai erau în spate foarte mult și Lorenzen și Hansen erau mult în spatele meu. I-am depășit în viteză fantastic.
Și am fost, dădeam gol acolo. Era alta istorie. Super. Dar pe urmă s-au făcut niște greșeli mari de tot și tehnice. Pentru că, așa cum v-am mai spus și înainte de emisiune, nu prea acceptau la vremea respectivă să intrăm în Care Odaș, echipele da, din da. Est. Și au fost suspendat Andone pentru faulturi repetate. Fără eliminare, fără cartonaș galben în timpul jocului. Un raport făcut de observator. Și l-a suspendat o etapă, după care dublă fractură de mandibulă Ian Daglish, care se vede pe casetă, clar de tot, cum îi dă cu pumnii și face dublă fractură de mandibulă lumovilă, și Mulțescu, care a luat al doilea cartonaș galben, că erau cu două care să a luat și n-a jucat. Și atunci am avut probleme de efectiv, returul. Și dacă vă aduceți aminte, a fost problema și să-l aducem pe Majaru. Da? Și pe pe turcu. Și în momentul ăla nu l-a acceptat să ne-l dea pe Majaru Steaua și l-a acceptat pe turcu. Și ne-l-a dat pe turcu. Și m-a scos pe mine din atacant, care le creasem probleme și deja aveau frică de mine, ghilimele de goare. S-au bucurat enorm de mult din ce informațiile care le avem noi, că m-a scos de acolo și m-a băgat mijlocaș. În loc să-l introducă pe Custov de la începutul jocului și să mă păstreze pe mine în acolo ca un cui, scuzați-mi expresia, acolo, și am făcut greșeala asta, care m-a chemat înainte de joc, m-a chemat toașul general Diaconescu, Neanaie Nicușor, cred că și Nea Cornel Dinu a fost atunci, era Nea Cornel Drăgușin, și m-a chemat cum văd eu lucrurile și am zis, domnule, păstrați-mă acolo, acum eu vreau să joc atacant, păstrați-mă acolo și băgați-l pe Custov, Custov care era jucător de bază la noi, eu nu înțeleg de ce, și a zis, da, și până la urmă, nu, s-a hotărât, au făcut formația, cu mine m-a retras la mijlocul terenului și am avut niște ocazii până la 0-0, până și Orac și eu până la 2-1 și l-a băgat pe turcu atacant. Auzi, Oneață, dar din ce mi-aduc eu aminte, la Liverpool au fost niște probleme după meci. Englezii au oprit autocarul, a fost o poveste întreagă. Da, nu știu, erau și noi am aflat, dar foarte bine. Pentru că erați și voi în autocar, da, fără să primească aprobarea lor, echipa filmase meciul. Da. Și era vorba de o casetă. Nu da, până când n-au dat caseta... Până nu le-am restituit caseta care a... Dacă nu era a lor, până nu le-am dat caseta, că trebuia să plătească, probabil. Dar este unic să faci așa ceva, nu? Da, sigur, nu era e clar de tot că nu se dorea să intrăm în... Pentru că lor le-a fost teamă, domnul Ovidiu. Eu aveam încredere foarte mare că vom ajunge în finală. Pentru că chiar am avut o discuție cu colegii mei înainte, că noi făceam pariu, puneam câte 100 de lei, cu cine cădem, și m-a certat că de ce să cad cu Liverpool. Păi cad cu, vreau să cădem cu Liverpool, să ne vedem și noi valoarea, unde suntem. Și era atunci Roma, Liverpool, noi și cu Dundee United. Da. Mi-aduc aminte, detalii nu știu nici eu, dar a fost destul de mare agitația, da, pentru că nu ne-au lăsat, eu eram și eu în autocar, să ieșim din stadion cu autocarul. Până ne respectăm informațiile care le aveau ei, că meciul s-a tras și trebuia să dăm casetă. Și tot în 84 ai fost la europene. Da. Cu echipa națională. Da. Ce îți aduce aminte de la europene? Ceva de vis, ce-și dorește un jucător de fotbal să ajungă cât mai sus în cupele europene și la un campionat european, un campionat mondial și, eu știu, jocurile olimpice. Deci asta mi-am dorit extraordinar de mult și mulțumesc foarte mult domnului Lucescu pentru încrederea care mi-a dat-o. M-a luat de la când a preluat domnul Lucescu până la sfârșitul mandatului domnului Lucescu. Tot timpul te-a selecționat. Da, m-a selecționat. Dar erai dinamovist, nu de altul. Da, păi eram singurul din lot. Eu și cu Moraru, dacă nu mă înșel atunci, de la Dinamo, și noi jucasem în cupele europene. Dar era atunci Craiova, care mergea pe scheletul lui Craiova, care într-adevăr era o... Da, era cea mai în formă echipă și cea mai frumoasă. Dar și noi, că noi aveam atunci performanță, că am ajuns în semifinala Cupei Campionilor. Formatul de atunci. Deci aveam și noi, că atunci cred că merita și Orac să fie în echipa națională. L-a luat și pe Dragnea atunci la turneul final. Chiar pe Dragnea l-a și băgat primele două meciuri, Nea Mircea Lucescu. Auzi, Oneață, hai să spun o întrebare
pe care ar fi trebuit să o evit, dar eu ți-o pun, că văd că ești un timp deschis. Craiova Maxima sau Steaua 86, care a fost o echipă mai aproape de sufletul tău? Mi-au Ovidiu, vă spun sincer, amândouă mi-au plăcut. Vă spun sincer, așa, amândouă mi-au plăcut din toate punctele de vedere. Și jucători de valoare, și caracter, și uniți, și tot așa, cum am spus, jucau de foarte mult, mulți ani împreună. Crease un nucleu foarte bun de asta, de echipă. Foarte bun, foarte dar, bun. Dar așa, dacă e să spun sincer și sincer, foarte mult Craiova mea. E da, pentru că acum tu o să ai fost și o să rămâi în sufletul tău antistelist, cât de cât. Asta așa, aș fi spus. Ai recunoscut mai devreme. Zim dintre cei cu care ai jucat, dintre jucătorii de la Dinamo și din echipa națională, care a fost cel mai mare? Care, cum să spun, de la Dinamo? Monument. Da, dintre cei cu care ai jucat tu. Vai de mine, păi da, sunt o grămadă nume, Neovidiu. Sunt mulți, păi da... Zic câțiva. Mai vă spun, Radu Neuweiler, care spunea la vremea respectivă, îmi spunea micul Radu mie, că fugeam ca el. Deci, așa. Nea Mircea Lucescu, Dudu Georgescu, Dumitrache, nu mai spun, Nea Cornel Dinu, Deleanu, Cheran. Deci, jucători, nu vă spun, de o modestie și de o valoare fantastică. Deci toți, știți cum ne, când promovam la echipa mare, știți cum ne se purtau cu noi? E extraordinar. Cu cei care veneau. Da, da, cei care veneau. Da, foarte... Dar foarte multă lume îl admiră, îl venerează pe Dumitrache. Sigur. Da, de tempa aia extraordinară. Dacă vă spunea Ovidiu, plângeam că nu m-a băgat copil de mingi. Plângeam. Așa. Și în momentul în care m-a băgat copil de mingi, la meciul cu Piteștiu, dacă vă aduceți aminte, și sunt ferm convins că vă știți, când i-a făcut prepurgele, a dat cu piciorul în capul Dumitrache la o centrare a lui Pârcălap, dacă nu mă înșel, și Dumitrache a venit în plonjon cu capul să dea, a dat minge, mi se pare că a dat și gol atunci, și ăsta a vrut să întorc să-i dea, să o respingă. Și în momentul în care a respins, Dumitrache fiind mai a avut o reacție mai bună, ăsta a dat și a dat capul peste cap. Doctorul Cristea, care era doctorul echipei, a venit repede. N-am crezut în viața mea că un om poate să facă cum tai o găină. Moartea găinii. N-am crezut. Știți cum făcea pe teren domnul Ovidiu? Uiteați, așa tot. A venit repede doctorul, după bancă, mi-a zis mie că stăteam în spatele porții, mi-a zis, ține-l bine de tot ca să-i facă injecție. Injecția rapidă, nu știu cum. Da, da, da. I-a făcut la potoli, l-a suit în ambulanță și l-a dus la spital, la urgență. Deci am avut posibilitatea să văd pe față acest lucru. După vreo 6 luni de zile, știți că lovitură la cap după 6 luni de zile, iar da, niște investigații, să nu știu ce, și a dat după un an de zile, mi se pare că i-a dat drumul să... Și a început să vină la centru de copii și juniori să facă antrenamente cu noi. Vă dau cuvântul meu de onoare, dacă mint. Și făcea antrenamente cu noi. Să-i dăm centrări să dea la poartă. Dar nu să lovească mingea cu capul, că încă n-avea voie să lovească cu capul. Să-i dăm centrări plouate, și eu, și Vrânceanu, și Lucuțe, și Ion Marin, pe terenul 2, Piții Varga, și dădeam plouate și dădeam voleuri cu stângul, cu dreptul, una n-a greșit. Și închipuiți-vă cât de concentrați trebuia să fim noi să dăm centrarea bună. Că altfel ne înjura. Le dădea la o parte, pleacă de chinuri și dă-i centrare bună, numai stângul, numai dreptul, numai... Pe urmă am avut ocazia să joc la Petroșan. Exact, ai jucat la Petroșan cu Stoichiță, cu Gigi. Stoichiță, un băiat extraordinar, fotbalist. Îmi pare, el regretă să când a jucat la Dinamo, cu toate că merita. Dar el, în momentul în care a terminat junioratul, a plecat la Petroșani și a făcut acolo o carieră foarte bună. Capitan de echipă, da, jocuri excelente. Și-au jocuri excelente și am avut ocazia să jucăm atunci cu Dumitrache la Petroșani. La Petroșani. Bun, mersi mult. Doamnelor și domnilor, a fost Ionel Augustin, fostul mare internațional. Vă reamintesc, 34 de selecții și 3 goluri pentru echipa națională. 4 campionate câștigate pe vremea când Dinamo mai câștiga campionate. Îi mulțumesc lui, vă mulțumesc dumneavoastră care sper că ne-ați urmărit. Vă dau o nouă întâlnire săptămâna viitoare. Vă urez tuturor să vă meargă până atunci
cât mai bine. Joacă și simte magia super fotbalului. Superbox, împreună suntem super.